O victorie muncită, grea. Știam că Poli Iași este o echipă foarte bine organizată. E bine că am câștigat cele 3 puncte. Despre eșecul de la Vaslui, ce să zicem. Era bine că câștigam un meci, nu știu, care l-am avut în mână, dar l-am pierdut, se pare. Așteptați meciurile cu Dinamo, să treceți atunci pe primul loc? Mai avem meciuri grele până la meci cu Dinamo, mai avem cu Bistrița, mai sunt meciuri multe până atunci. Încercăm să le luăm pe toate pe rând și când vom ajunge cu Dinamo, vom vedea atunci ce se va întâmpla. Crezi că i-a mai trecut supărarea patronului? Da, acum patronul e patron, știți cum e, lumea lui investește și trebuie să ne certe puțin, că da, asta e. Dar noi sperăm să câștigăm punctele și să nu se mai supere pe noi. Total diferit, vă asigur, pentru că ei, după părerea mea, interesează campionatul și sunt într-o zonă periculoasă și va fi un meci mult mai greu decât cel din cupă. Zicea domnul Iancu că va fi o altă Bistrița cu voi decât cea cu Dinamo. Cu siguranță și schimbată în bine. Ne așteptăm la un meci foarte greu. Bravo, piață, după Dinamo! Bravo!